Bine ați venit pe acest canal de YouTube. Americanul vă salută pe toată lumea. Vreau să vă prezint două călătorii. Călătorie de la Paris și călătorie din România către Paris. Unde mă vedeți chel, să știți că am plecat din România. Unde mă vedeți cu păr, să vedeți că eu am plecat din Paris. Trebuie să înțelegeți două lucruri. Unde sunt chel, am plecat din România. Unde am păr, am plecat din Paris. Ca să înțelegeți mai bine acest videoclip. Vreau să vă zic câte ceva despre această călătorie din Paris către România și din România către Paris. Vreau să vă zic că am avut o călătorie specială, o călătorie șmecheră cu acest avion Blue Air. Am zburat cu această companie foarte șmecheră, deci în condiții foarte bune și bineînțeles pe deasupra norilor prin toate țările astea europene, că traversezi prin Germania, Austria și bineînțeles prin mai multe țări. Și v-am spus că este o companie bună, puteți să călătoriți foarte bine cu ea și bineînțeles în condiții foarte bune. Dar ce mă impresionează că sunt deasupra norilor și bineînțeles un peisaj destul de superb, frig nu este, este chiar frig dacă deschidem ușa la avion. Deci, după cum vedeți, uitați, acum am făcut o mică aterizare. Uitați, acum sunt chel, plec către Paris. De se vede, v-am spus de la finalul videoclipului cum stă treaba. Și vreau să vă spun în continuare, băi fraților, că dacă călătoresc cu avionul, trebuie să îmi asum și vă asumați niște riscuri puternice. Adică, eu întotdeauna am tras și sfaime cu avioanele astea când am zburat către Brazilia. Începe să prindă goluri de aer și bineînțeles poate să vă ducă și în panică. Dar mie nu mi-este frică să zbor cu avionul și bineînțeles pot zbura oricând. Îmi face mare plăcere să zbor către toate țările astea europene și bineînțeles să văd multe peisaje din avion. Cât de superb este! Uitați, aici sunt către Paris, deci urmăresc peisajul de deasupra norilor. Uitați cât de frumos se vede, un peisaj foarte superb. Dacă ați zburat cu avionul, unii dintre voi, și bineînțeles că poate n-au zburat toți, eu am niște prieteni care nu vrea să zboare deloc cu avionul, pentru că singurul motiv care ei nu zboară, le este frică. Deci, frică de avion, voi frate. Asta e treaba. Și mie mi-este frică uneori pentru că când începe să trepideze un motor și bineînțeles o aripă, ia priviți aici curcubeul acesta, cea mai tare imagine care am putut să o văd în acest avion, am tras această imagine, uitați-o aici. Deci se vede curcubeul și bineînțeles soarele în mijlocul la curcubeu și se vede destul de frumos se vede, uitați. Parcă zici că e două avioane care merge în același echilibru. Deci ce vreau să vă spun? Două călătorii am avut, una pe 23 și una pe 3 ianuarie către Paris și bineînțeles chiar acum, uitați, sunt în drum către Paris, după cum vedeți, și urmează să aterizez pe aeroportul din Beauvais. Deci aceste două călătorii care pe mine m-au impresionat destul de tare îmi arată adevărata forță. Priviți acum, el acum își ia zborul către Paris. Acum urmează o aterizare forță. O să vedeți cum aterizează americanul pe aeroportul din Paris-Beauvais. Deci, cam aici se încheie discuția dintre aceste două călătorii cu americanul. Urmează și mai multe călătorii și o să fac o prezentare cât mai șmecheră pentru toate călătoriile lui americanul prin toată Europa. Deci, nu uitați acolo să dați un like. Uitați acum am aterizat pe aeroportul din Beauvais-Paris. Uitați cât aeroportul de mare, foarte frumos. Deci multe avioane în jurul meu, deci le-aș lua pe toate și eu singur le-aș conduce 100%. Deci, compania Blue Air americană vă influențează să mergeți cu ea, că este bună compania. Și am mai zburat cu alte companii, forță, start!